Ora 11, un nou jurnal, este ședință de guvern de urgență. Coaliția discută cheltuielile pe care urmează să le taie. Cum gaura din buget se adâncește de la o lună la lună, la alta, PNL și PSD încearcă să evite pierderea miliardelor din bani europeni. Ministrul liberal al finanțelor merge la Palatul Victoria cu un set nou de măsuri, printre care reducerea cu 20% a numărului de secretari de stat și tăierea voucherelor de vacanță pentru bugetarii care încasează mai mult de 10.000 de lei pe lună. Ne dă detalii despre întâlnirile programate astăzi Elena Crângaș. Elena, te urmărim. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Acum la ora 11, ministrul de finanțe, dar și președintele PNL și premierul Marcel Ciolacu vor discuta despre aceste măsuri care trebuie să fie luate asupra lor, o decizie în această săptămână cel mai probabil. Va prezenta Marcel Boloș impactul acestor măsuri, susțin surse. Liberalii vin și cu o serie de propuneri, mai puțin șefi în administrația publică, de asemenea comasarea instituțiilor cu rol similar, mai puțin secretar de stat cu aproximativ 20%, sau instituțiile publice să reducă cheltuielile. Sunt măsuri pe care, de altfel, și Partidul Social Democrat le propune, deci aici cel mai probabil vor cădea de acord asupra acestora, însă există și o serie de măsuri asupra cărora nu s-a luat o decizie, cum ar fi acea taxă de lux pe proprietățile care sunt peste 500.000 de euro sau impozitarea salariilor IT-știlor cu sume foarte mari. Aici vom vedea care va fi discuția și pe ce anume vor cădea de acord. După această întâlnire de la 11 la ora 14 vor veni și prin vicepreședinții Partidului Național Liberal pentru a discuta și din punct de vedere politic de această dată și nu doar tehnic, iar la ora 16 PNL se întâlnește din nou și cu miniștrii, ceilalți miniștri ai Partidului Național Liberal. Cam 10 miliarde de lei ar vrea statul să aducă, susțin surse, prin aceste măsuri care se pregătesc. Vreau să văd scăderea cheltuielilor, pentru că cu un stat gras nu pot să mergi înainte, iar statul român este un stat foarte gras. Nu putem să venim cu taxe care să împovereze sistemul privat, care deja este supraîmpovărat și care deja gâfâie din cauza unui sistem bancar deficitar, care refuză împrumutul firmelor private, în special românești, sau îngreunează împrumuturile către firme românești, către persoane fizice, preferând creditele către stat, care se împrumută într-o veselie la niște dobânzi foarte mari și care le dau siguranță. Coaliția se grăbește să adopte măsuri de reducere a cheltuielilor în speranța că până la final de an va aduce sub control pierderile bugetare. Cifrele vehiculate în discuțiile purtate în spatele ușilor închise sunt amețitoare. La întâlnirea de săptămâna trecută, ministrul finanțelor a avertizat că până la finalul anului statul trebuie să facă rost de 58 de miliarde de lei pentru a reuși să-și acopere cheltuielile. Silvian Trandafir ne explică mai multe. Silvian, te urmărim. Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor, guvernul are în acest moment o gaură bugetară de aproximativ 55 de miliarde, 58 de miliarde de lei. În acest moment știm că executivul caută măsuri prin care să poată să aducă cât mai mulți bani la buget, astfel încât să acopere această gaură bugetară. Vorbim de două ordonanțe de urgență, una care ar trebui să fie adoptată în ședința de guvern de săptămâna aceasta și vizează reducerea cheltuielilor bugetare cu măsuri precum comasarea instituțiilor de stat, reorganizarea unor instituții de stat și chiar de ministere și chiar eliminarea peste 200.000 de posturi la stat, vacante, așa cum au spus socialdemocrații, iar pe cealaltă parte un OUG, o ordonanță de urgență care vizează introducerea de taxe, eliminarea de facilități fiscale, creșteri de accize și chiar introducerea
unor cote mai mari de TVA, de exemplu tot ce este în acest moment pe 5% să treacă pe 9%, iar pentru Horeca de la 9% să treacă la 19%. Știm că executivul trebuie să se încadreze în ținta de deficit bugetar pentru anul acesta de 4,4% din PIB sau în cel mai rău caz în maxim 5% din PIB, însă știm că în primele 6 luni de zile deja deficitul a depășit 37 de miliarde de lei, adică 2,34% din PIB, adică mai mult decât jumătate față de cât trebuie să avem la finalul anului și știm, ultimele luni din an au și cea mai mare pondere în PIB, pentru că vor veni lunile de iarnă, lunile reci în care statul va avea mult mai multe cheltuieli. Rămâne de văzut dacă în urma ședinței de astăzi de coaliție se vor decide măsurile care vor intra joi în ședința de guvern pe reducerea cheltuielor bugetare și desigur dacă se va discuta și despre ordonanța de urgență care vizează introducerea de taxe. Silvian, mulțumesc! PNL susține că măsurile propuse de PSD ar aduce la buget doar 10 miliarde de lei, așadar nu se acoperă deficitul. Și discutăm despre acest subiect cu Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro, este alături de mine în platou. Bun găsit, Robert, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața! Haideți să vedem cum arată lucrurile, pentru că au tot fost vehiculate sume și cifre în ultimele luni, de la un partid, de la altul, coaliția, discuții, tensiuni și așa mai departe. Cert este că nu s-a găsit până acum o rezolvare și o sursă pentru a acoperi această gaură din buget. O gaură care tot crește. 58 de miliarde. Cât o fi la finalul anului, gaura, că vedeți, se tot aruncă în spațiul public, pe surse ce e drept, tot felul de cifre care să arate dimensiunea dezastrului fiscal, bugetar, pentru că România are un deficit în care ar trebui să se încadreze, o țintă de deficit de 4,4%, pe care cu siguranță o va depăși la finalul anului și acum se caută măsuri pompieristice, cumva, de fiecare dată în România când există o problemă, în loc să te apropii de problema respectivă pe parcursul unui anumit interval de timp, măcar un an, câteva luni bune, pe final de an sau înainte de o rectificare bugetară, atunci când constați că problema e foarte mare și incendiul e cât casa, vii cu niște găletușe cu apă și arunci așa cu apă pe incendiu, în speranța că poate îl stingi. Nu așa se stinge un incendiu, cu siguranță, cu o găletușă cu apă dacă arde casa. Măsurile acum, vedeți că cele două mari partide care guvernează nu reușesc să se înțeleagă, pentru că un partid vrea ceva, celălalt partid ar cam vrea altceva, pentru că fiecare vorbește pentru propriul electorat. PSD vine cu o taxă pentru proprietățile care au o valoare mai mare de 500.000 de euro, de 1%. Automat, liberalii nu sunt de acord cu taxa respectivă și deja avem o măsură pe care cele două partide nu se înțeleg. La fel cum și acea eliminarea facilităților fiscale din IT, chiar dacă se discută despre un prag, pentru că în interiorul coaliției au existat discuții de la un anumit prag, 10.000 de lei sau 15.000 de lei, să plătească și cei care au un venit mai mare de 10.000 sau 15.000 de lei, să plătească acel impozit de 10%, cei care lucrează în IT. La fel, PSD ar susține, mai degrabă PNL nu prea ar susține această măsură. Însă, ambele partide au ajuns la aceeași concluzie la care ajunseseră și acum câteva luni, că trebuie să reducem cheltuielile statului. Asta știm de mult. De când ne tot spun asta? Da, vedeți cum România e de fapt țara vorbelor, nu țara faptelor? Pentru că au dat o ordonanță de urgență care ar fi trebuit să reducă cheltuielile. Au vorbit, cred că, de prin luna martie-aprilie despre reducerea numărului de secretari de stat. Suntem țara care are, cred că, cei mai mulți secretari de stat din Uniunea Europeană. An de an, și nu doar an de an, cu fiecare guvernare nouă a crescut numărul secretarilor de stat. Și acum avem aceeași discuție. PNL, care ar vrea să reducă cu 30% numărul secretarilor de stat, sau PSD cu 30%, PNL cu 20%, fiecare aruncă cu procente, dar o măsură concretă nu a fost luată. De ce? Pentru că sunt sinecuri politice date unor lideri de partid sau unor oameni din partid care trebuie cumva recompensați și sunt puși secretari de stat. Să nu vă gândiți că secretarii de stat, marea lor majoritate, sunt niște oameni foarte competenți care, fără ei, în ministerele respective, nu ar mai merge ministerul. Nu, sunt niște oameni de la partid care au fost primiți în plic eventual
în partid sau de premier care a trebuit să facă numirile respective. Bine, în cazul acesta premierul este și președintele PSD, de cred că știe ce secretar de stat numește. Și ce ar fi bine... Și ei pot fi destituiți printr-o simplă semnătură. Semnează Marcel Ciolacu, eliberare din funcție. Și ar fi bine să nu pierdem fondurile europene, banii europeni, pentru că aceia pot veni, dar pot fi și pierduți. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.